Biletele de tratament nu mai reprezintă o tentație pentru pensionarii buzoieni în ciuda facilităților de cazare în stațiunile din țară și a faptului că sejurul este de 18 zile. 500 din cele peste 5.000 de bilete repartizate Casei de Pensii Buzău nu au fost solicitate de nimeni. La nivelul Casei de Pensii în 2013 au fost repartizate un număr de 5.007 bilete, vândute 4.537 în procent de 91%. Deci asta este aspectul care vi l-am remarcat vis-a-vis de ponderea în sezon. Reprezentanții Casei de Pensii Buzău au constatat că potențialii beneficiari se bat pe biletele disponibile în perioada sezonului estival, dar strâmbă din nas când e vorba de perioade de tratament efectuate în mai sau septembrie. Biletele la nivelul Casei de Pensii Buzău au rămas bilete nevândute datorită faptului că pensionarii de regulă solicită în sezon, nu și în extra sezon, acolo unde se poate trata din punctul de vedere al tratamentului care îl necesită persoana respectiv. Asta e cauza biletelor nevândute, pentru că ponderea cea mai mare este în plin sezon, iunie, iulie, august. În 2014, cererile pot fi depuse pe tot parcursul anului. Pentru un bilet de tratament, un pensionar trebuie să plătească jumătate din pensia brută pe o lună.